Dragul meu Doinea, să știi că o singură problemă sau un singur minus au cântecele pe care noi le-am auzit în emisiunea noastră de astăzi. Se gata. Sunt prea scurte. Mă, dacă-ți place, dacă-ți place. Am impresia că și emisiunea asta a fost un pic prea scurtă pentru tot ce s-a întâmplat. Da, nu știu voi. Ne apropiem de final. Acum vreau să vă întreb dacă la finalul Bairamurilor de altă dată se cânta ceva special. Era melodia și altă dată și altă dată o să facem și mai lată sau care era melodia de încheiere? Eu nu știu, dar eu asta cu... Nu știu că eu n-am ajuns până la final niciodată. Da, dar eu asta cu spun adiu, o fosta mea, nu mă ții tu sub papuc, să nu mai cânti. Ia uitați-vă. Dacă are cine știe ce papuc cu toc și acolo te ții, și nu mai poți să scapi. Așa e melodia, nu? Deci așa e textul. Nu, să știi că acum sunt mai multe divorțuri decât căsătorii și el s-a gândit bine ce a zis. Măcar acum să câștig fanii ăia care mai mult divorțează. Mai am câteva duminici libere, măcar să mai am la divorț. Da. Foarte bună piesă oricum. Foarte bună. Da. Foarte, una, da. Două, șapte, nouă. Da, uite, ia să-i întrebăm. Tu ai zis de piesă de finalul. Da, n-am chiar. Auzit stai, repede să răspundă dacă să facem și mai Periniță. Periniță a jucat vreodată? Păi da. Pe cum să nu? Ia uite, sigur. Marci care zice că n-a prins niciodată finalul. Ia uite-o. Eu? I-a jucat Periniță la început. Acum te-a prins, iată că te-a prins. I-a jucat Periniță la început. Finalul emisiunii. Dar nu, eu stăteam chiar până la Periniță, insistam. Da. Mie să-mi cântați Perinița. E pe la jumate anunții ce am, domnule, eu vreau să plec. Și cum pleacă lumea, trebuie să cântați Perinița. Eu trebuie să joc Perinița. Nu, da, nu, că mergeam și eu la anunț de astea, de stăteam până dimineața acum. Auzi, da, hai să facem un schimb, drăguț. Dacă băieții ne-au spus la ce apelau să agațe fetele, să ne spuneți, dragile noastre, dragi, dacă se întâmpla să vă placă de un băiat la chefurile la care mergeați, dacă făceați ceva în sensul acesta, la ce strategie apelați voi ca să-i atrageți, păi, uite, atenția? La mine a fost foarte simplu. Exact, primul venit, primul sosit, primul luat. Am avut noroc. La tine, fără complicații. Da. Pe soțul meu, apăruseră niște telefoane, mă rog, chiar atunci, de-astea scumpe, cele mai scumpe la vremea respectivă, și m-am dus și l-am durat cât e ceasul și n-avea ceas. A scos telefonul? Nu, avea telefonul pe masă. Și am zis cât este ceasul. Era, cântam, știi, și era la o nuntă și am trecut, era la o masă. Și am trecut și zic, cât aveți ceasul, știi, și el ce, nu am ceas, dar eu am fost special pentru telefon, știi? Și uite așa, ne-am dat cea, nu, că telefonul ce frumos e, vai, pac, m-a apărut, vai, și uite așa. Nu vrei să faci două, trei fotografii? Nu, am zis, nu, dar ce mi-ar plăcea și mie unul la fel. Și imediat, dar și gata, m-aș cucerit. Nu glumesc, dar chiar prima noastră discuție, prima mea discuție cu Minel a fost legată de acest telefon. Asta mi-amintesc perfect. Adriana? Pas. Următoarea întrebare. Și la tine a fost văzut, luat acasă, plăcut și gata, n-a fost cu complicații. Nu mai știm, e de mult. E de mult. Bianca? Deci eu, ca să fiu modestă, îi cuceresc cu glasul meu. Le cânt ceva și... Și pică în plasă. Și pică în plasă. Și ei cum te cuceresc pe tine? Sau tu cum te lași cucerită? Uite, cu cadouri scumpe, uite. Vezi, mă? Vă spun eu cum încercau fetele să cucerească. Ia! Veneau cu oracolul lor și te puneau să scrii. Păi eu asta am întrebat mai devreme, dacă ați avut oracol. Am avut. Și trebuia să scrii acolo. Cum o cheamă? Și scriați doar adevărul golgolut sau... Flam, adevărul. Flam, adevărul. Ca așa îl deformam, să folosim un termen actual. Mai să știi că noi am prins și faza cu sonetele la liceu și era ceva... Era mai romantic. Mai... Da, era romantic. Dar despre ce... Stai o țără, că eu... Te-ai prins sonete? Eu nu. Despre ce e vorba? Eu am prins sonate. Am una lângă mine. Uitați-vă în dreapta lui. Mulțumesc! Aolea, Doinaș, nu mai mănânci tu ciorbă caldă săptămâna asta. Nu prea mănânci ciorbă de asta, ca să am noroc. Da. Deci, Adriana, povestește-ne, te rog frumos, despre... De sonete. Acum, Adina... Pas. Da. Era la pocă. Mă abțin. Și e frumos și acum. Viața e frumoasă în orice moment. Trebuie să te updatezi, cum se zice. Te updatezi, te uiți în jur, ce se întâmplă, ce e frumos.
trebuie întotdeauna să culegi ce e frumos din jurul tău. Să nu iei aminte neapărat, numai să... Asta noi toți oamenii facem. Când vedem ceva rău, începem și atât îl promovăm. Măi, dar mai promovat și bine. Tot promovăm lucrarea celui rău. Hai să promovăm și lucrarea celui bun. Să vorbim și de lucrurile dumnezeiești, de lucrurile frumoase, de minunile pe care le trăim în fiecare zi. Și să luăm din jurul nostru ce este frumos. Uite, a venit căldura. Păi dacă plouă acum în iunie, toată lumea zice, vai, nu mai vine odată căldura, că e numai plouă. E acum că e cald. Aoleu, ce cald e. Uite, ce... cum am ajuns de la sonete la starea vremii. Nu știu cum ne-am deviat. Vreau așa pe crezi. Sonetele erau acele chestii care le făceam noi ca să ne rămână amintire și eu încă le am. Și atenție, colegi, că încă le am și am văzut ce a scris acolo majoritatea dintre voi de bine, vă mulțumesc. Se dădeau la finalul liceului, se făceau ca un fel de invitație, arăta ca o invitație la nuntă, dar frumoasă, așa, cu tot felul de chestii romantice și puneam poza noastră acolo și scriam o anumită, era acolo 4 versuri, o catrenă, o ceva, o chestie. Și fiecare își scria gândul acolo, da? Și ni le dădeam de la unul la altul. Și în special dacă ne plăcea un băiat sau o fată din liceu, pe la ăla mergeam primul, dragă, cu cea mai... Compuneam poezii pentru cine ne plăcea, nu? Și atunci... Da, și le dădeam. Le dădeam între colegii în clasă, dar dacă erau din alte clase, mergeam și ne dădeam sonetele astea și când s-a terminat liceu, noi am mers prin tot orașul, am defilat. Nu știu dacă se mai face chestia asta acum. Am defilat cu coronițe, ne-au dat coronițe tuturor celor din liceu, adică toți eram premiați, chiar dacă n-aveam premiu 1 sau 2 sau 3, eram premiați de profesor, ne aduceau coronițe, bine, noi le făceam și ei ni le dădeau ca și cum că noi făceam serenadele de liceu. Care... Uite, sunt curioasă dacă a cântat vreodată Marcela vreo serenadă unui băiat, dacă ai făcut un schimb de genul sau dacă ai compus versuri pentru un băiat vreodată. Toate versurile ei sunt pentru băieți. Nu neapărat, dar toate versurile sunt rupte din realitate. Da, nu neapărat din realitatea mea. Dar da, am făcut exclusiv cântec pentru o anumită persoană. Și nu doar o dată. Bianca, tu? Bravo, 10! Ai Bianca? Scris, ai compus, ai pus ceva așa de... Am compus și eu, da, o piesă de dragoste. Dar s-a dus. Dragoste sau piesa? Dragoste s-a rămas pe YouTube. Știi cum este? Da. Momentan a fost la capitolul... A fost la capitolul, a făcut-o momentan pe aceea vino și acum urmează să se inspire de la domnul Dan. Du-te. Și între ele s-a rupt lanțul de iubire. La noi nu s-a rupt niciun lanț de iubire. Eu am piesa Haide, ia-mă de mână. Adică e piesă dedicată din partea mea pentru el și din partea lui, că dacă noi suntem pe scenă tot timpul, noi ne cântăm unul altuia indiferent, până ajungem la inima publicului, noi cântăm pentru noi. Și dacă noi ne simțim bine, și publicul se simte bine. Să știți că și noi ne-am simțit și tu bine. De mână, că împreună am început emisia. Deci tot cu mine pleci acasă? N-am. Mulțumesc. Tot, da. Teriști, doinași, sonate. După ce ai zis în emisiune, teriști, să pleci. Păi așa, în San Martori, că m-a luat de mână, că după aia e târziu să recunosc. Adina e fată faină și ardeleancă de aia. Te iarte, te prinde ea, n-ai drept. Pare a fi ardeleancă, dar nu-i. E moldoveancă mai mult. Am zis că am venit la bal mascat, ea tot timpul cu masca după ea. Da, 50-50. Jumătatea cea bună este din Ardeal, jumătatea mai puțin sau mai mult nebună este nebună. Din Oltenia. Păi, asta vrea să vezi ce zici. Da, cum nu. Adică mai nebună din Oltenia? Păi, nu există nebună. Mai nebună cu totul. Nu, e cu ghilimele de rigoare, da. Că asta m-a salvat în viață și asta l-a salvat și pe și el. Și pe el, exact. Da, intrăm în alte detalii și n-are sens. Noroc că știu să plutești și pe apă adânci ca să ne salvăm reciproc. Dar noi am ajuns la final, dragilor, mulțumim pentru prezența voastră aici în emisiune. Mai stai. Păi să știi că aș mai sta, la ce atmosferă a fost astăzi în platoul emisiunii noastre. Mă rog, eu am copilul la mol, hai să plecăm. Șampania n-a mai venit. Să vedem acum după, știi, să nu ne vadă și cei de acasă. Și eu pot să zic o seară faină tuturor și sperăm să vom fi ajuns la inimile voastre cu muzica noastră. Să fie bairam în casele voastre toată viața. Zile de sărbătoare de aici înainte. Doamne ajută! Vă pupăm! Să ne revedem cu bine data viitoare!